E de la curte, îți spun eu. Păi are haine frumoase, dar nu știe să le poarte, n-ai da, văzut? Da, dar e de seamă. Nu văzuși cu ce se scobii? Cu ce? Cu scobitorii în măsele. Nu sunt prinț, nu sunt june prim. Un băiat cu oi în pădure. Cam atât, n-are probleme. Se armonizează cu natura. Ce aveți în bocceaua aia? În bocceaua asta? Uh-huh. Avem niște secrete pe care nu trebuie să le știe nimeni. Altcineva decât regele pe, și pe care el le va afla dacă voi ajunge, eu odată îți vorbesc cu el. Un săran, da. Am căzut din suprastructură la baza societății. Aoleo, domnilor! Aoleo, domnilor! M-au șefuit, domnilor! Ce-i asta, bă? M-au bătut! Mi-au luat straiele și au pus mine chestiile astea îngrozitoare, doamne! Aoleo, ușor! Olelei, olelei, nenica! Olelei! După straiele pe care ți le lăsăm, sigur cupe de straș. Dacă era călăreț, ar fi arătat mai ca lumea. Hai, dă mâna! E câștigătorul lozului cel mare. În viziunea lui Shakespeare găsește un copil. E drăgălaș, doamne, e drăgălaș. E tare drăgălaș, da. Și lângă copil, o ladă cu bani. O ladă de zestre cu zestre în ea. Ce ești, mă? Băiat sau copilă? Ce face păstorul? Ce face țăranul? Ce este în stare să facă orice să țăran când găsește o ladă de bani? Și un copil găsit e un lucru foarte interesant și nu numai la Shakespeare, ci în toată dramaturgia universală, literatură. Mă duc să-ți mai aduc până încăpate. Îți lasă loc pe țăranul ăsta până mă întorc eu. Aha. Că aici e doar jumate, ai înțeles? Începutul meu a fost în meserie cu TVR-ul și tot cu Dembinski. Prin 95-96, Aranca, Capul de Zimbru și încă vreo două, nu mai știu. Doamnă, nu vă supărați! Știți cumva păstorul ăsta ar avea și el vreun fiu? Are un fiu? Are un fiu care o să fie jupuit de viu! Marea bucurie este că ne reapucăm de teatru în cadrul televiziunii. Ea dansează sprintă? Da, e așa în toate. O spun eu, dar nu s-ar cuveni, nu? Dar dacă Doricle să iese în cale, ea-i va dărui ce nici n-a visat. Atunci când societatea este în disoluție totală, te sprijini pe ce ai mai solid. Ajungi la bază, între bază și înălțimi. Acolo nu este locul. Și trebuie să revenim și la Eminescu, trebuie să revenim la Shakespeare, trebuie să revenim la sufletele noastre. Dintotdeauna. Brăjitoare blestemată cu prințul. Te-ai încumetat să amesteci credința ta cu a lui să... Pierdut, gata. O, Doamne, acum aș vrea să mor.